OMV Petrom, gigantul din țiței și gaze naturale, a raportat situațiile financiare pe primul trimestru din 2023. Am văzut vânzări care sunt în scădere față de anul trecut, același trimestru, însă un flux de numerar mai abundent și plătește dividende. Dividende destul de atractive pentru investitori, mai ales aceia care sunt pe bursă să vâneze dividende și să aibă un numerar, un cash flow periodic, da? să primească de la companii. Am văzut de asemenea că se despre această taxă de solidaritate, vreau să acoperim și acest aspect, dar la sfârșit, după ce interpretăm situațiile financiare, vreau să ne uităm pe un raport de evaluare pregătit de către o casă de cercetare care stabilește prețul țintă pentru OMV Petrom în următoarele 12 luni. Ne uităm peste acest raport de evaluare și îl analizăm împreună să vedem exact cam ce parametri sunt folosiți și ce variabile sunt incluse în metodologia de valoare intrinsecă. Avem multe pe ordine de zi, așa că făți un ceai fierbinte sau o cafea și hai să începem împreună analiza. tron vedem că închide trimestrul 1 din 2023 cu vânzări de 9,5 miliarde de ron și un profit net de 1,48 miliarde de ron. Cea mai mare companie din România, unicul producător local de petrol și gaze, a terminat primele 3 luni din an cu vânzări de 9,47 miliarde de lei, cu 20% mai mici față din perioada similară a anului trecut, dar ia în calcul faptul că a avut vânzări uriașe anul trecut. Anul trecut a fost un an record. Am putut să vedem cât de mult a reușit să înregistreze în vânzări OMV Petrom și în profitabilitate, pentru că a fost un an în care prețul la a fost destul de ridicat și atunci OMV Petrom a putut să capitalizeze această oportunitate în favoarea lor și au transpus această creștere în situații financiare foarte bune. Deci nu este să spun așa de la o bază mică să fie o scădere, ci de la o bază destul de mare. Ea a calculat și acest aspect. La un moment dat nu poți să crești, 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 la un moment dat se normalizează și creșterea și se ajunge potențial într-un platou până la un anumit punct în care iarăși poate să fie o accelerare în creștere. Acum, într-adevăr a fost o scădere, însă nu-aș îngrijora direct din cauza acestei scăderi. O să vezi de ce. Putem să vedem că profitul net a ajuns la 148 de miliarde de lei și el în scădere cu 15% față de primele luni din 2022. Dar o să ne uităm împreună pe situații financiare pe trimestru 1, și o să interpretăm acolo pentru că vom intra mai adânc în aceste rezultate. Să vedem exact ce s-a întâmplat, pentru că în aceste articole sunt preluate informații tot din raportul trimestrial. Vedem că CEO-ul de la OMV Petron spune că rezultatele pentru primul trimestru al acestui an sunt influențate de scăderea prețurilor internaționale pentru țiței și gaze de la nivelurile record înregistrate în 2022. Exact ce ți-am spus, dacă ne uităm pe Crude Oil, putem să vedem, da, țițeiul, că se tranzacționa foarte, foarte sus prin 2022, arată aici 105 dolari pe baril, dar ea în calcul faptul că a fost mult mai sus, adică dacă am scalat graficul, a fost chiar la 120 de dolari, după care vedem că s-a înjumătățit, da? se tranzacționează mult, mult mai jos, chiar acum este o perioadă de scădere pe țiței și atunci este o corelație pozitivă, nu neapărat la un coeficient beta de 1, bineînțeles, pentru că e vorba și de strategia operațiunilor da, de către companie, cum reușesc să gestioneze afacerea ca să ajungă la rezultate, dar totuși este o corelație foarte puternică între prețul țițeiului și rezultatele OMV Petrom, asta pe partea de țiței, pentru că OMV Petrom are trei segmente: da? are partea de explorare și producție de țiței și gaze naturale, deci nu doar țiței, are partea de rafinare de petrol să se ajungă la motorină, benzină și partea de distribuție și marketing, benzinării și așa mai departe. Și atunci această scădere în prețul țițeiului are un impact important pe segmentul de producție de țiței pentru OMV Petrom, dar nu este singurul segment și o să vedem cât de important este acest aspect și în taxa de solidaritate. Dacă au fost tot felul de discuții acolo și cumva OMV Petromă nu intra în acele prevederi legislative să plătească taxa de solidaritate pentru că nu avea acea pondere din totalul de cifră de afaceri care să fie pe acele coduri CAEN de producție de țiței și gaze naturale să o plătească, s-a demonstrat, după care au fost tot felul de discuții și până la urmă fac cumva politicienii să plătească o parte OMV Petrom din acel profit suculent pe care l-au înregistrat în 2022. O să discutăm imediat și despre asta. Vreau să păstrăm totuși firul de discuție cât se poate de metodic și să nu sărim dintr-o parte în alta. Deci ne-am uitat puțin pe țiței să vedem cam ce preț are. Acum vreau să discutăm despre această taxă de solidaritate. În primul și în primul rând cred că ar trebui să ne ducem în această ordonanță de urgență din 2022 dacă ne uităm aici, putem să vedem că este despre abordarea problemei prețurilor ridicate la energie. Și dacă ne uităm aici, vedem în articolul 1, sunt contribuabili obligați la plata contribuției de solidaritate plătitorii de impozii pe profit și de impozit pe veniturile micro-întreprinderilor, în regulă. Și vedem, dacă ne uităm mai jos, că sunt acei operatori care au codurile KN 0610, extracția țițeiului și așa mai departe. Și atunci dacă luăm toate aceste coduri KN, extracția țițeiului, extracția gazelor naturale, fabricarea produselor de coxerie și așa mai departe, care au pondere acestor activități în cifra de afaceri de peste 75%, atunci trebuie să plătească taxe de solidaritate și ți-am arătat și într-un videoclip precedent de aceea nu stau foarte mult pe acest aspect că lucrurile s-au schimbat. Ar fi trebuit să plătească 60% din diferența dintre profitul din 2022-2023 și profitul din perioada 2018-2021, la care se adaugă un coeficient suplimentar. Asta trebuia să plătească OMV Petrom, însă i-au spus că nu au generat vânzări mai mult de 75% din cifra de afaceri în acele activități menționate despre care am discutat. Și atunci pentru că nu intrau sub aceste prevederi, nu au plătit. Și statul s-a supărat. Cum adică să nu plătiți? I-a generat foarte mult în profit. Și atunci au încercat să modifice această legislație și OMV Petrom a spus că nu e constituțional. După care au încercat să facă alte lucruri ca să ia banii, să extragă banii. Și atunci ne întoarcem puțin la această supra-taxă OMV Petrom, ce se discută în ultima perioadă. Vedem că s-a solicitat de către președinte să se modifice această ordonanță de urgență pentru aceste profituri excesive ca să reducă potențial ponderea din cifra de afaceri, ca să se conformeze cumva cu legea, adică să intre sub aceste prevederi și să plătească până la urmă. Dar bineînțeles că au ripostat și cei de la OMV Petrom, bineînțeles că este în interesul lor și atunci până la urmă nu se plătește această taxă de solidaritate de către OMV Petrom din această ordonanță de urgență, însă vedem că au existat amendamente propuse la Senat pentru legea privind taxa respectivă, și vedem că vor să introducă o taxă specială pentru Petrom aplicată cantității de petrol rafinat în valoare de 350 de lei pe tonă. Da? Și atunci, având în vedere că Petrom a rafinat 4,6 milioane de tone de petrol și produse semifinite în anul precedent. Rezultă că ar trebui să plătească o taxă de 1,47 miliarde de ron, atenție, nu euro, adică 300 de milioane de euro, dar plătesc sau ar plăti în acest caz mult mai puțin decât ar trebui să plătească în acea taxă de solidaritate 60% din diferența dintre profituri, da? aceste profituri excesive, cum le numesc ei. Dar e foarte important să fii atent pentru că de foarte multe ori când te uiți în astfel de articole, se spune o să plătească taxa, o să plătească impozitul, ce s-a votat, ce s-a schimbat, dar de foarte multe ori nu s-a votat propriu-zis, adică nu a intrat legea în monitorul oficial sunt multe proiecte, sunt multe propuneri, sunt multe drafturi legislative și cei care scriu aceste articole în publicații pentru atenție, bineînțeles, creează o exagerare în știrea respectivă și atunci spun că s-a votat sau că s-a ales și așa mai departe. Nu spun că asta fac aceștia în acest articol, pentru că nu spun, spun schimbări majore la taxa de solidaritate. Însă de foarte multe ori vreau să-ți atrag atenția când cauți informația, vezi articole care spun s-a votat, cum se va întâmpla, deși poate este proiect de lege, da? Și atunci, ar fi bine să așteptăm puțin, că sunt foarte proaspete informațiile despre această taxă de solidaritate și să nu iei decizii financiare sau de investiție cu acțiune noi pe Petron bazat pe aceste știri, pentru că încă nu s-a concretizat direct, da? Și așteptăm să avem informații în in concreto, nu doar așa vorbe cu ce se vrea la nivel legislativ. În regulă. Deci e foarte important să încalcul că la un moment dat cumva o să taxeze. Să fim sinceri și să anticipăm lucrurile cât se poate de realist. O să taxeze mai mult și o să extragă bani din acele profituri colosale. Însă putem să vedem că nu extragă atât de mult cât și-au propus la început. Și atunci, pentru acționarii în OMV Petrom, e un lucru pozitiv. Atenție, vorbim aici din punctul de vedere al unei potențiale investiții, nu ca cetățeni, ca infrastructură, ca politică. Nu facem politică pe acest canal, vorbim despre investiții. Și atunci, sunt mulți care vor să aibă un colaps OMV Petrom sau n-ar vrea să mai fie în țară sau știu și eu au care dețin. Nu discutăm despre aspecte de genul, vorbim despre acționari și investitori în OMV Petrom, pentru că sunt foarte mulți investitori pe acest canal în OMV Petrom și atunci discutăm despre ce impact ar putea să aibă aceste situații în deținerile lor în compania OMV Petrom. Hai să ne uităm pe situații financiare pe primul trimestru și să vedem ce rezultate a avut OMV Petrom și cum a reușit să își păstreze totuși un flux de numerar operațional destul de mare, chiar mai mare decât în perioada precedentă. Intrăm în raportul trimestrial și vedem că rezultatul din exploatare, CCA, un termen tehnic de raportare, costul curent de achiziționare. O să-ți arăt mai târziu ce este, nu este ceva foarte important acum, dar în cazul în care te întreb ce tot înseamnă CCA peste tot, este un indicator specific pentru companii care sunt în producția de țiței și gaze naturale. Acum, hai să vedem puțin la nivel de grup, da? Deci rezultatul din exploatare, fără elemente speciale, da, de 2,1 miliarde de lei, este mai mic cu 7%, susținut de o performanță operațională bună, care a contrabalansat parțial impactul prețurilor mai mici la mărfuri, în contextul numeroaselor intervenții de reglementare. Este o companie foarte reglementată, în general așa sunt companiile producătoare de țiție și gaze naturale, sunt reglementate de către stat și sunt foarte multe variabile care influențează profitabilitatea și poziția financiară. Și atunci companii de genul precum OMV Petrom nu au ce să facă decât să se conformeze cu prețul la nivel internațional și cu, bineînțeles, măsurile luate de OPEC în ceea ce privește cantitatea produsă de țiței și atunci sunt multe variabile care influențează viitorul, dacă vrei, pentru compania OMV Petrom. Dar hai să vedem în continuare ce rezultate a avut. Profitul net, vedem că a fost de 1,9 miliarde de lei în creștere cu 5%. Fluxul de trezorerie din activități de exploatare a fost de 4,7 miliarde de lei, mai mare cu 77%. Acesta este un aspect extrem de pozitiv, îmi place ceea ce văd. Da? Fluxul de numerar operațional este unul dintre cei mai importanti indicatori financiari, mai ales pentru o companie precum OMV Petrom. Degeaba aveți vânzări mari dacă nu casează creanțe sau dacă nu vinde stocuri. Și atunci vedem că mișcările în capitalul de rulment au fost în favoarea companiei OMV Petrom și au sporit numerarul operațional, dar o să ne uităm imediat în declarația fluxurilor de trezorerie. Vedem că au investit 1 miliard de ron în creștere cu 52%, fluxul de trezorerie extins după plata de dividende, da, la 3,3 miliarde de lei mai mare cu 72%, foarte bune rezultate, extrem de bune, deși vezi în știri sau pe prima pagină că au scăzut vânzările și așa este, vedem că a fost un flux de numerar foarte bun. Și ce putem să vedem? Ne uităm la cele trei segmente. Avem explorare și producție, se numește Upstream. În industria de țiței și gaze naturale, rafinare și marketing, și gaze și energie. La rafinare și marketing se numește downstream și e foarte important să înțelegi acest aspect pentru că o să vedem în raportul de evaluare de către Casa de Cercetare că au luat fiecare parte, fiecare segment și l-au tratat separat pentru că așa se face. Sunt segmente diferite, le tratezi din punctul de vedere al estimărilor și în momentul în care le agreghezi la sfârșit ca valoarea intrinsecă pe acțiune cumva contează să știi să le diferențiezi. Adică vreau să înțelegi încă de acum că explorare și producție este upstream și rafinare și marketing este downstream. Adică la explorare și producție, prin tehnologiile lor, țițeiul și gazele naturale, atât de pe țărm cât și offshore din mare și o să vedem la gaze naturale că sunt în participațiune cu RomGaz 50-50 și știm că sunt implicați în proiectul Neptune Deep. Înainte au fost cu Exo Mobile și investesc foarte mult acolo în continuare până când reușesc să extrag aceste gaze naturale. Mina de aur din Marea Neagră, putem să o numim, aur negru, da? Și atunci acesta este upstream, da? Producția, după ce au produs sau extras țițeiul, trebuie rafinat și atunci trebuie transportat către rafinării rafinerii pe care OMV Petrom le deține, le controlează și rafinează țițeiul în derivate de petrol și anume benzină, motorină, derivate care ajung în benzinării și sunt vândute către consumatorii casnici, non-casnici, cei care vin să-și alimenteze vehiculele, autoturismele și așa mai departe. Și atunci e foarte important să înțelegi acest aspect că ei diferențiază și mai este gaze și energie produc și ei energie electrică, și pe partea de gaze cumva se integrează cât se poate de mult în industrie. Dar e foarte important să înțelegi că aici sunt segmentele lor principale. Vedem pe explorare și producție, rezultatul din exploatare excluzând de elemente speciale a fost de 985 de milioane de lei, comparativ cu 1,1 miliard de lei în primul trimestru de anul trecut din 2022, în principal din cauza prețurilor mai mici ale țițeiului și gazelor naturale, precum și a scăderii volumului de vânzări. Producția a scăzut cu 4,1% în principal din cauza declinului natural, Austu, parțial contrabalansat de contribuția reparațiilor capitale la sonde și a sondelor noi. Costul de producție a crescut ușor cu 2% la 14,5 dolari. BEP, în principal din cauza scăderii producției disponibile pentru vânzare, parțial contrabalansată de cursul de schimb favorabil. Vezi și cât de multe variabile au impact în rezultatele financiare ale acestei companii. E o companie destul de complexă. Vedem pe partea de rafinare și marketing rezultatul din exploatare a fost de 616 milioane de lei, similar cu primul trimestru din 2022, întrucât marjele de rafinare mai mici au fost contrabalansate în mare măsură de performanța mai bună a canalelor de vânzări. Indicatorul de marge de rafinare, foarte important indicator pentru OMV Petrom, a fost 16,6 dolari, mai mic cu 9% din cauza diferențelor mai mici pentru produse. Aș vrea să intru în fiecare indicator din aceștia, dar din motive de timp nu mai intru. Dacă nu știi ceva dintre aceste informații, te rog să lași un comentariu la acest videoclip și o să încerc să-ți răspund. Și orice întrebare ai, te rog să lași un comentariu sau dacă ai întrebări mai, să spun așa, specifice, te invit în canalul de Discord privat, la care ai acces gratuit și poți să adresezi acolo întrebare, îți voi răspunde eu sau un alt membru care are informații superioare mie despre întrebarea ta. Așa că, hai să ne uităm puțin, rata de utilizare a rafinăriei, 98%, sunt pornite motoarele acolo la cote aproape maxime, similare cu cea din trimestrul 1 2022, vânzările totale de produse rafinate mai mari cu 2%, susținute în principal de performanța canului de vânzări, altele decât cele cu amănuntul și dacă te uiți la gaze și energie, putem să vedem că rezultatul în exploatare a fost de 723 de milioane de lei, similar cu trimestrul 1 2022 și poți să te uiți tu pentru mai multe detalii. Acum, evenimente semnificative. Putem să vedem aici un lucru foarte important. OMV Petrom și Transgaz au semnat un contract de transport pentru gazele naturale din Marea Neagră, se pregătesc de extracție în timp din Neptun Deep, schimbării în directorat, asta poți să te uiți tu pentru mai multe detalii și, bineînțeles, aprobarea dividendelor. Deții acțiuni în OMV Petrom o să primești dividende. Destul de mari, sincer, aproape de 8% randamentul dividendului, luând în calcul prețul pe acțiune, bineînțeles că este dinamic, dar e posibil să te plătească și un dividend special, mai ales dacă plătesc mai puțin ca tax de solidaritate decât ar fi anticipat în cazul în care statul ar fi forțat mai mult inițiativele politice pe care le aveau să pună mâna pe excesul de profit. Și atunci, dividende foarte mari pentru OMV Petro, i în calcul acest aspect, discutăm mai târziu puțin despre despre ex-date și data plății pentru OMV Petrom ca să știi dacă cumperi acțiuni când ești plătit și până când poți să cumperi acțiuni în OMV Petrom ca să fii eligibil pentru plata de dividend. Ne uităm la aspecte financiare, o să vedem că veniturile din vânzări au avut o scădere destul de mare din primul trimestru de anul trecut, da, am discutat deja despre asta, dar vedem cât de mult a fost în 2022 vânzări uriașe, 61 de miliarde de ron, miliarde, extrem, extrem de mult și totuși acum în primul trimestru 10 miliarde. Să fiu sincer cu tine, destul de bine având în vedere ce scădere a avut prețul țițeiului la nivel internațional. Rezultatul din exploatare se ține destul de bine, foarte bine se ține. După care, dacă ne uităm rezultatul din exploatare la nivel de grup, vedem că se ține excelent, chiar mai mare decât trimestrul 4 din 2022, însă într-adevăr sub primul trimestru de anul trecut, de la an la an. Și fluxul de trezorerie din activități de exploatare am pus aici un semn de exclamare. Extrem de mare, aproape dublu față de primul trimestru din 2022, și mult peste dublu față de ultimul trimestru din 2022. Bravo, OMV Petrom! Flux de trezorerie din activități de exploatare mare! De oriunde ar veni, e foarte bine să vedem numerar operațional încasat la o astfel de creștere, da? Asta este un lucru bun. Sunt multe detalii, dar din motive de timp încerc să aleg cele mai importante detalii, poate să-mi scape foarte multe elemente importante, dar bineînțeles că înainte să iei decizii financiare și de investiții, trebuie să consulți singur aceste documente și să stai și să le analizezi multidimensional, da? Dar acum, din motive de timp, o să merg mai departe pentru că vreau să intru și în raportul de evaluare să vedem ce preț ținte, se preconizează a fi în următoarele 12 de ce luni de către o casă de cercetare care tocmai ce a publicat un raport de inițiere pentru OMV Petrom, și bineînțeles, vreau să ne uităm și pe dividende și pe elemente bursiere. Și atunci trebuie să ne mișcăm destul de rapid, dar tu poți să dai înapoi și să verifici chiar informația. Vedem că valoarea veniturilor din vânzări consolidate într-adevăr, a scăzut cu 20% față de primul trimestru din 2022 ca urmare a prețurilor mai mici la mărfuri și a volumelor mai mici de electricitate vândute, compensate parțial de volume ușor mai ridicate aferente vânzărilor de produse petroliere și gaze naturale. Vânzările din segmentul rafinare și marketing au reprezentat 63% din totalul vânzărilor consolidate, vânzările din segmentul gaze naturale au reprezentat 36%, în timp ce din segmentul explorare și producție au reprezentat numai 0,1%. Rezultatul din exploatare a fost în suma de 2 miliarde de RON în trimestrul 1 din 2023, mai mic față de 2,24 miliarde de RON, în principal pe fondul scăderii prețurilor în segmentul explorare și producție. În segmentul rafinare și marketing, marjele de rafinare mai mici au fost în mare parte contrabalansate de performanța îmbunătățită a canalului de vânzări. Da, adică prin benzinării s-a vândut eficient și atunci vedem că a fost o neutralizare a unei scăderi din cealalt subsegment. În segmentul gaze și energie, rezultatul exploatare, excluzând elementele speciale la nivel relativ, a fost similar cu trimestrul 1 din 2022 de anul trecut, în principal susținut de către marjele solide pentru gaze naturale extrase din depozitele de înmagazinare și tranzacție cu energia electrică în afara României. Profitul net putem să vedem că a fost uh, într-un quantum de 1,88 de miliarde de ron față de 1,78 de miliarde în primul trimestru din anul 2022. Ca elemente speciale au fost cheltuieli, în principal pierderi da, din contracte forward pentru că fac hedging, da, fac hedging, e foarte important să faci hedging și OMV Tron face pentru diverse operațiuni pe care le are, da, mai ales când ai expunere la commodities, la mărfuri precum țițeiul sau gaze naturale, trebuie să faci hedging, măcar o parte, nu vei fi delta neutral, adică să poți să îți acoperi expunerea integral, prin, să spun așa, delegarea riscului către o altă parte, o parte terță, dar totuși e bine cumva să creezi un tampon prin hedging și să absoarbă o potențială pierdere din operațiunii viitoare, dacă este cazul, bineînțeles. Trebuie să fii prudent, mai ales când ai acționari care și-au alocat bani în compania ta și atunci e important să aibă grijă de lucrurile astea. După care vedem câștiguri din deținerea stocurilor, tot în elemente speciale, Rezultatul din exploatare a scăzut la 1,61 miliarde de lei față de 2,19 miliarde de lei, influențat în principal de prețurile mai mici ale mărfurilor. Dar hai să ne uităm la fluxul de trezorerie din activității de exploatare, pentru că a fost imens și un indicator extrem de important, pentru că ne uităm la free cash flow to the firm și to equity holders și atunci vreau să vedem un flux de numerar operațional mare. Vedem că a crescut la 4,66 de miliarde de lei comparativ cu 2,64 miliarde în primul trimestru de anul trecut, în principal ca urmare a evoluției favorabile a modificărilor capitalului circulant net, fondul de rulment, capitalul de lucru, da? adică în active curente au avut o eficientizare în mișcarea stocurilor, creanțelor și creditului comercial. Fluxul de trezorerie extins după plata de dividende s-a concretizat în intrări de numerar de 3,29 miliarde de ron. Investițiile au însumat aproape un miliard, trebuie să facă investiții, în auge, să facă mai ales pe partea de upstream, dar și pe downstream, în care suma de 550 de milioane de lei a fost direcționată către explorare și producție. Investiții în rafinare și marketing au fost de 380 de milioane de lei. Deci, mult mai mari față de perioada precedentă, dar au generat flux de numerar mare, ceea ce este foarte ok să facă investiții, au de unde să le susțină. Hai să mergem mai departe ai aici detalii despre costul curent de achiziționare, care este eliminat din rezultatul contabil, efectul CCA denumit și câștiguri sau pierderi din deținerea stocurilor, reprezintă diferența dintre costul vânzărilor, calculat utilizând costul curent de achiziționare și costul vânzărilor calculat folosind metoda medii ponderate se practică în industria de țiței din cauza volatilității care există la nivelul mărfurilor, da, țițeiului. Și atunci, în cazul în care te întreb de ce apare peste tot CCA, da, ai aici explicația. Acum, hai să ne uităm puțin la partea bilanțieră. Vedem că activele la nivel agregat au avut o creștere, dar o creștere marginală. Vedem capitalul proprii foarte mare. Îmi place să văd că este un debt to equity ratio extrem de bun pentru această companie datorii pe termen lung și curente sunt mult mai mici față de totalul capitalului proprii și o să ne uităm imediat să vedem mai segmentat, mai defalcat de unde provin aceste datorii. Așa că mergem mai departe. La fluxul de trezorerie am spus că a avut o creștere foarte frumoasă, îmi place să văd asta, dar au și investit mult mai mult. Totodată vedem că free cash flow, după ce extragi investițiile, capex-ul din fluxul de numerar operațional, tot este destul de mare. Și vedem că a existat o creștere netă a numerarului și a echivalentelor de numerar, la 3,24 de miliarde de RON și o asemenea creștere, o asemenea cifră, luând în calcul faptul că au investit extrem de mult. Deci au numerar foarte, foarte mult și atunci e posibil să vedem și un dividend special anul acesta sau oricum anumite decizii strategice care pot crea valoare acționarilor, da? pentru că asta ne dorim în calitate de acționari. Vedem că modificările capitalului circulant net au generat intrări de numerar de 1,74 miliarde de lei, reflectând în principal scăderea creanțelor comerciale. Și atunci e foarte bine că au reușit să-și încaseze creanțele comerciale și vedem și scăderea garanțiilor în numerar pentru tranzacții cu produse energetice. Fluxul de trezorerie a crescut cu 2 miliarde de lei Ajungând la 4,66 de miliarde, o creștere imensă și la investiții am văzut deja cât de mult au investit. Mai departe, dacă ne ducem, poți să te uiți pe întreg anul 2023, ce perspective au. E foarte important de fiecare dată ne uităm să vedem managementul, ce estimări are față de propria afacere, față de viitorul acestei afaceri și nu viitorul îndepărtat, ci viitorul îndeaproape. Și atunci, hai să vedem puțin... Ce perspective are managementul OMV Petrom? Vedem că la nivel de piață, la nivel macro, OMV Petrom preconizează că prețul mediu al țițeiului Brent va fi peste 80 de dolari pe baril. Acum vedem că a scăzut foarte mult, adică ne-am uitat și este 68 de dolari pe baril, ceea ce până la 80 de dolari ar trebui să aibă o creștere destul de mare, însă spun prețul mediu. Deci, pentru că deja are o scădere, ca să se ridice media în sus, trebuie să crească peste 100 de dolari pe baril. Acum rămâne de văzut, poate să fie puțin probabil, însă nu știm, este o piață volatilă, da, în mărfuri, mai ales vedem ce decizia OPEC și atunci trebuie să ținem cont și de ce spune, însă ne vom uita și în raportul de evaluare. Marja de rafinare este estimată să fie peste 9 dolari da? și atunci în România cererea de produse petroliere în comerțul cu amănuntul se preconizează a fi ușor peste cea din 2022, iar cea pentru gaze naturale și electricitate în scădere comparativ cu 2022. Măsurile legislative introduse pentru piețele de gaze naturale și energie electrică, în ceea ce privește prețurile, marjele, au fost prelungite până în 2025. Foarte important să înțelegi că această taxă de solidaritate pe care o să o plătească într-o formă sau alta nu este acea contribuție la fondul energetic 450 de lei pe megavatoră produs în energie electrică pe care știm și am tot discutat că trebuie să fie plătit acel adaos în cantitate de peste 450 de lei pe megavatoră de către companiile producătoare de energie electrică. Mergem la cadrul financiar, valoarea investițiilor este estimată să crească la circa 6 miliarde de lei cu aproximativ 70%, vedem cu investiții mai mari dedicate în principal proiectului Neptune Deep, da? ne așteptăm să generăm un flux de numerar extins înainte de plata dividendelor pozitiv, dar în scădere față de 2022, pentru că investesc destul de mult, interesant, deci vorbesc la nivel anualizat pe 2023, nu pe trimestrul 1. Randament pentru acționari atractiv, dividende bază, foarte mare, Asta e adevărul, 00375 lei pentru 2022, aprobat deja de către AGA, discutăm imediat și vedem că directoratul a anunțat intenția ca un dividend special să fie distribuit în 2023, Valoarea exactă urmând să fie comunicată la jumătatea anului 2023 și atunci e posibil să fi plătit ca acționar și un dividend special, ceea ce potențial ar putea să crească randamentul dividendului peste 10% în 2023. Posibil, da? Nu știm, deocamdată doar speculăm. Și vedem cam pe fiecare segment ce estimări au. Mergem pe repede înainte, la explorare și producție, se estimează ca producția să fie în jurul la 110.000 B pe zi, excluzând posibile vânzări de active. Optimizarea portofoliului, concentrarea continuă pe barilii cei mai profitabili prin evaluarea unor vânzări selective de zăcăminte, interesant, da, au o tehnologie destul de avansată să poată să creeze o astfel de prioritizare în partea operațională, investiții circa 2,9 miliarde de lei, incluzând Neptun Deep, 2,6 miliarde de lei în 2022. Deci continuă să investească foarte mult în acest proiect. Să vedem și când se concretizează și când va deveni o vacă de mulți. Forarea a circa 55 de sonde noi și realizarea a circa 450 de reparații capitale la sonde. Trebuie să investească. Pe rafinare și marketing au un partener cu Oșan, da, poți să vezi aici că în magazinele mai Oșan ai 400 de stații de distribuție marca Petrom, după care la rata de utilizare a rafinării este estimată să se situeze peste 85% și vedem că a stat foarte, foarte sus, da, având în vedere revizia de 42 de zile care a început în aprilie, pentru că stă foarte mult, peste 95%, dar este o revizie și atunci pentru că este această revizie pentru o perioadă de timp, înseamnă că o să scadă media totală de utilizare a rafinăriei și contează foarte mult în ceea ce privește segmentul de rafinare și marketing. Dar nu te gândi că o să scadă prețul pe acțiune sau ceva de genul, deja ar trebui într-o piață quasi eficientă cum ar trebui să fie BVB-ul sau, hai să spunem, la nivelul la care este, să se reflecte deja în prețul pe acțiune aceste aspecte. Ținând cont de situația în care participanții, actorii din piață ar fi incorporat aceste informații publice deja în deciziile de alocare de capital. Vânzările totale de produse rafinate sunt estimate a fi ușor în scădere față de 2022. Și pe gaze și energie. Estimăm vânzări totale de gaze naturale mai mici față de 2022, da, unde au fost 46 de teravați în principal din cauza surselor de aprovizionare reduse, atât din producția proprie, cât și de la terți, dar și din cauza cererii încă scăzute. Producția totală netă de energie electrică este prognozată să fie mai mică față de 2022, în contextul unei opriri planificate la centrala electrică Brazi, din nou informații care ar trebui să se reflecte deja în prețul pe acțiune. Direcția strategică, dezvoltarea regională a gazelor naturale. Da, progresul în Neptun Deep, așteptăm cu nerăbdare și acționare noi pe Petrol și cei în Romga, să vedem cum se materializează acest proiect. Și mergem mai departe, poți să te uiți tu singur pe fiecare segment, nu o să mai stăm, am acoperit la nivel de sumar, să vezi exact de unde vin anumite vânzări pe fiecare segment în parte, ce elemente speciale au fost, ce cost de producție a fost, ce investiții au fost pe fiecare segment. Da, uite, eu le-am selectat aici, le-am acoperit, însă trebuie să mergem mai departe și nu putem să acoperim fiecare segment la acest nivel specific. Însă te invit să citești acest raport trimestrial. Și dacă ne uităm la situația interimară, așa să facem un sumar, deși am acoperit aceste rezultate, poți să te uiți că veniturile din vânzări au avut într-adevăr o scădere în primul trimestru din 2023 față de anul trecut, da, vedem ce vânzări mari au fost în 2022, rezultatul din exploatare a avut o scădere, dar o creștere față de trimestrul din trecut, da, trimestrul 4 din 2022 și dacă ne mai uităm putem să vedem că profitul înainte de impozitare este peste trimestrul din trecut, da, trimestrul 4, dar mai mic într-adevăr față de același trimestru de anul trecut, da, scădere de la an la an. Dar nu sunt rezultate deloc rele, da? Mie chiar mi se par pozitive, mai ales la ce rezultate bune au avut în 2022 și au continuat să aibă, deși la o rată descrescătoare un pic, dar asta este, nu poți să crești în perpetuitate la o rată imensă, pentru că la un moment dat ajunge să preia toată economia din lume, dacă ar crește la rata asta în perpetuitate, ceea ce este o utopie financiară. Deci mergem mai departe, vedem la bilanț, dacă ca sumar, deși am acoperit. Pe partea de capital circulant, vedem într-adevăr că a existat o scădere în stocuri, foarte bine, o scădere în creanțe comerciale, extraordinar de bine, și vedem o creștere mare numerar și echivalente de numerar. Niște mișcări, niște schimbări, o dinamică extrem de favorabilă pentru un investitor. Totalul de active vedem că a avut o creștere, vedem că într-adevăr înregistrează provizioane mai mari, dar nu intru acum în detalii, și vedem că în continuare au capitalul proprii, da, totalul capitalului proprii extrem de mare. Uită-te la capitalul propriu și active totale. Datoriile nu prea văd, da? datorii comerciale însă nu prea văd, datorii de leasing și cam atât. Ei nu se împrumută atât de mult, da? dacă te uiți, ei nu se împrumută de la creditori atât de mult. Da? Și vedem că sunt foarte bine capitalizați. Asta e un lucru, un aspect foarte pozitiv pentru OMV Petrom și pentru acționarii din OMV Petrom. În trezorerie, am discutat deja dacă ne uităm la situația fluxurilor de trezorerie, vedem că datorită acestor mișcări în capitalul circulant, a existat o amplificare, o sporire în fluxul de trezorerie din activități de exploatare, după care au investit mai mult, am discutat despre asta, și au un numerar uriaș. Hai să plătească un dividend special și acționarilor, mai ales dacă plătește o parte în taxa de solidaritate respectivă. Și acum, vedem despre aceste dividende, da? foarte important, dar înainte de aceste dividende ar fi bine să te uiți și la bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023. Îl găsești să vezi la nivel segmentat, să vezi ce investiții au estimat, la nivel agregat 6,9 miliarde de ron. Și vedem că s-au aprobat dividende pentru 2022 în suma brută de 2,33 miliarde de ron, dividend pe acțiune de, și aici este greșit, să spun imediat dividendul corect, 0,0375, da, lipsește un 0 aici. Ia în calcul acest aspect când calculezi randamentul dividendului și vedem că data plății este 7 iunie 2023, deci dacă deții acțiune în OMV Petrom o să fi plătit pe 7 iunie și data ex date, adică data, să spun așa, din care acțiunea se tranzacționează dezbrăcată de dividend, dacă vrei, nu mai există dividendul în ea, este, îți spun imediat, deci ex date 12 mai 2023. Dacă vrei să ai acces la dividend de cumperi Până pe 11 mai. Deci, dacă cumperi de pe 12 mai încolo, nu mai ai acces la aceste dividende. Dacă vrea aceste dividende, cumpără chiar și înainte de 11 mai cu câteva zile să fii sigur din motive de prudență. Știu că am discutat destul de mult, însă ai acest material cu tine și va fi în bibliotecă pe Foxland, în materiale video și tot timpul poți să ai acces la el să vezi de la un trimestru la altul ce rezultate a avut OMV Petro și poți să interpretezi sau să-mi asculti mie interpretările și să te ajuți de aceste interpretări, bineînțeles să, să, ai o gândire critică, să nu le iei literalmente în procesul tău de investiții, însă te vor ajuta destul de mult în opinia mea în momentul în care cercetezi pentru că e destul de plăcut să fim mai apropiați în această comunitate și să discutăm împreună. Vrei mai multe detalii? Intri în grupul privat, e gratis și acolo poți să adresezi mai multe întrebări. Dar cred că este bine să avem materiale mai lungi decât mai scurte doar ca să publicăm, să fie acoperit o MVP Nu, vreau să facem treabă bună și atunci ne ia mai mult, asta este. Da? Eu depun efortul, tu pur și simplu culegi aceste roade pentru tine și, bineînțeles, pentru toți membrii Foxland. Și atunci, hai să ne uităm puțin să vedem ce preț țint a fost estimat pentru OMV Petrom. Ne uităm că Ipopema, da? o casă de cercetare, a emis un raport de inițiere pe 27 aprilie 2023, deci foarte recent. Și atunci vreau să ne uităm puțin să vedem cât estimează ei prețul țintă. În primul și în primul rând, dacă ne uităm, vedem că ei estimează un preț țintă. De 0,58 RON pe acțiune. În momentul de față, OMV Petrom se tranzacționează la 0,489 RON pe acțiune. Și vedem că în momentul în care au publicat acest raport, OMV Petrom se tranzacționa la 0,50 RON pe acțiune. Și atunci ei spun că OMV Petrom pentru următoarele 12 luni ar avea un potențial de creștere de 16,6% foarte mare. Dacă ei și dividendul în calcul, dividendul plătit ar fi. Deosebit de mare randamentul de anul acesta. Ia în calcul că acestea sunt doar estimări, într-adevăr, estimări bine justificate, cu care poate tu vei fi de acord sau nu. Am pregătit în master ul de evaluare, acolo toate elementele necesare prin care să evaluezi singur valoarea intrinsecă pe acțiune sau pe baza multor studii de caz aplicate pe uh, rapoarte de valoare pe BVB să schimbi, să alterezi anumite previziuni, pentru că poate le vezi diferit și să ajungi la o altă valoare intrinsecă pe acțiune, adică preț țintă pe următoarele 12 luni. Dar, hai să vedem puțin ce spun cei de la Ipopema. Vedem că ei atribuie o valoare intrinsecă pentru OMV Petrom la 0,58 Ron pe acțiune. Se așteaptă să aibă profituri destul de mari în 2023, după care consideră că o să existe o normalizare, adică o să intre într-un platou și o să fie o rată de creștere. Decentă. Compania vedem că are un portofoliu pe partea de upstream, da? producție și explorare, care este destul de puternic în acest mediu înconjurător cu prețuri destul de mici. Și vedem că ei consideră că o să se maturizeze la un moment dat acest segment, dar consideră că monetizarea proiectului Neptun Deep poate să amplifice potențialul OMV Petrom, exact ce am spus și la RomGaz ei consideră că OMV Petrom o să plătească în continuare dividende până în 2027 la un randament al dividendului de 9,2%, mediu, ceea ce ar fi uriaș, chiar dacă au angajamente în investiții de capital mari. Acum, discută la nivel de uh, industrie și la nivel de profit ce rezultate au avut. Pe Neptun Deep putem să vedem că se așteaptă să aibă în continuare cheltuieli foarte mari cu investiții dar la un moment dat să capitalizezi. Vedem că au atribuit 0,13 ron din valoarea intrinsecă, porțiune care derivă din potențialul Neptun Deep. Acum, au spus că o să existe în continuare investiții de capital mari, dar și dividende și dacă ne uităm mai jos, hai să vedem puțin ce estimări au la nivel de vânzări. Ei spun că deși în 2022 OMV Petrom a generat vânzări uriașe de 61 de miliarde de ron, o să existe o scădere în vânzări, ceea ce la această scădere totuși le-a dat o valoare intrinsecă cu 16% potențial mai mare față de prețul de astăzi din piață. Asta nu înseamnă să te duci să cumperi, dar vreau să spun raționamentul din spate și ce este aici. Vedem că dividend yield se așteaptă să fie în creștere în continuare, la un moment dat o să se normalizeze și el și nu cred că au luat în calcul dividendul special care ar putea să fie plătit. Mergem mai departe, putem să vedem că se așteaptă la un free cash flow foarte mare, dar la un moment dat văd că ei spun că în 2025 o să existe o scădere, înseamnă că investițiile vor fi atât de mari, probabil în Neptun Deep, și în modernizarea rafinăriilor și altor părți de producție și rafinare, chiar te invit să citești tot raportul, o să fie atât de mari investițiile încât free cash flow o să fie negativ, dar vedem că cash flow from operations o să fie destul de mare. Vedem că au integrat prezumțiile managementului cu partea de țiței, 85 de dolari pe baril, Parcă managementul spunea peste 80 de dolari, am văzut cât de jos este barelul, acum nu știu dacă va fi media sa 85 de dolari, poate fi destul de ambițios, după care vedem 80 de dolari în 2024 și în 2025 se așteaptă să scadă la 75, probabil pe fondul acestei tranziții către decarbonizare, dacă e un cuvânt român acesta, și pe partea asta sustenabilă de energie. Dacă ne uităm mai departe, vedem și pe partea de input operațional ce estimări au făcut, poți să te uiți singur. Vedem pe vânzări, am discutat, se așteaptă la o scădere în timp și totuși o valoare intrinsecă la care se tranzacționează astăzi la un discount conform acestui raport de evaluare. Vedem profitul net că ei se așteaptă să scadă și totuși să fie în 2025 o jumătate aproape din profitul în net potențial din 2023, clar mai puțin decât jumătate decât cel din 2022 și totuși să fie această apreciere în acțiune. Pe partea operațională de cash flow putem să vedem că se așteaptă să facă investiții în continuare foarte mari și deși consideră că o să aibă o rezistență în numerarul operațional, investițiile o să erodeze bineînțeles din fluxul de numerar operațional disponibil acționarilor și întreprinderii și atunci iau în calcul aceste, aceste elemente. Dar totuși vedem că se așteaptă ca OMV Petrom deși plătește dividende, deși face investiții foarte mari, tot o să fie bine, bine capitalizați în cash. O să dețină numerar în continuare. Și aici discută mai mult de partea operațională de Neptune Deep. Te invit să citești aceste aspecte. Este un raport destul de bine realizat, da? Nu am niște critici majore, da? Ar fi mici chestii, dar nu despre asta e vorba acum este un raport bine realizat, bineînțeles ia în calcul că sunt estimări umane, nimeni nu poate să estimeze unul la unul viitorul, dar e bine să ai o justificare în spatele estimărilor pentru că aceste estimări pot reprezenta un punct de referință destul de important în echilibrarea decizională în piața de capital da? de către mari jucători, fonduri de investiții, fonduri de pensii, dar e foarte important să avem mai multe case de cercetare. M Am uitat pe BVB Research și ei sunt singurii care au inițiat, Aș vrea să văd 20-30 în România care fac asta, poate în timp când se dezvoltă mai mult piața de capital, ca să putem să creăm un consens cu păreri eterogene și să, să fie mult mai um, puțin influențat de acel bias, da? manifestări cognitive de natură părtinitoare, care sunt inerente în ființa umană în ființa evaluatorului. Mergem mai departe să vedem. Ei spun că în continuare o să plătească dividende. Vedem că OMV Petrom are o politică de dividende un dividend în creștere de 5-10% pe an în medie și vedem că aici fac niște estimări pe dividende. Vorbește de strategia companiei de investiții până în 2030, vorbește de potențialul profit generat anual și din Neptun Deep și îți oferă diferite situații probabilistice, trei scenarii. Vedem că discută de partea macroeconomică și de dividende. Deja am discutat că urmează să plătească în continuare și să-și crească dividendul la o rată destul de mare. Putem să vedem de asemenea și pe partea de țiței, da, prețul țițeiului. Fac aici, vedem diferite estimări probabilistice, cât va fi prețul pe țiței, pentru că este un factor principal de drenare a profitabilității viitoare în cazul OMV Petrom, pe partea de producție și explorare, bineînțeles. După care, dacă ne uităm, vedem aici și ce free cash flow, da? Au estimat. E foarte important free cash flow pentru că evaluarea o desfășoară prin discounted cash flow model și atunci ce fac este să estimeze fluxurile de numerar operațională disponibile întreprinderii în perioada de proiecție și în perpetuitate actualizate la o rată de risc optimă, acel WAC. Și vedem ce metodă de evaluare au avut. Poți să te uiți aici să vezi exact ce au luat în calcul și pe partea de WAC, risk free rate și așa mai departe ce au estimat. Nu ești de acord cu anumite estimări? Poți să le alterezi în funcție de ce perspective ai tu, dar să fie cât se poate de obiective. În momentul de față putem să vedem că OMV Petrom se tranzacționează la 0,48 RON pe acțiune, are un trend ascendent, potențial să fie în continuare. Are o capitalizare bursieră de 30 de miliarde de RON și un price to earnings de 4,71. Sunt foarte curios, investești în OMV Petrom? Lasă un comentariu și transmite și mie și comunității Foxen. De asemenea, sunt foarte curios ce părere ai despre dividendul special. Crezi că vor plăti dividend special sau consider că vor plăti dividend special? Spuneți opinia și hai să vedem ce părere are fiecare. Spor în investiții și sper că apreciezi acest material pregătit pentru tine. Avem multe raportări în perioada următoare. Te salut!